Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, l-a lovit și înjunghiat pe pasagerul din dreapta, cu care avusese anterior un conflict. Conform știrile ProTV.ro, parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat marți că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat pentru tentativă de omor. În fapt, s-a reținut că la data de 14.08.2022, în jurul orei 7.45, în timp ce conducea un autoturism din localitatea Covaci spre Timișoara, ajungând la sensul giratoriu din proximitatea societății Mahle de la intrarea în Timișoara, în urma unor neînțelegeri cu pasagerul din dreapta, inculpatul l-ar fi lovit pe acesta cu pumnul în zona piciorului, după care ar fi luat un briceag, l-ar fi deschis și l-ar fi înjunghiat în zona laterocervicală stângă, supraclaviculară, cauzându-i leziuni și i-ar fi pus viața în primejdie, au explicat procurorii. Arestat pentru 30 de zile. Agresorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Tribunalul Timiș. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptei, relatează știrile ProTV.ro.